La trei zile după succesul răsunător din sferturile de finală în Liga Campionilor contra celor de la Ludwigsburg, UBT Cluj, campioana României, se întoarce în Liga Națională și joacă tot în BT Arena, unde nu mai sunt astăzi 10.000 de fani, dar este oricum destulă lume pentru prima partidă a etapei cu numărul 28 din Liga Națională de Basket contra celor de la CSM Focșani. Clujul astăzi are posibilitatea să își asigure matematic avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului, un lucru care este oricum aproape rezolvat, dar o victorie în fața Focșaniului ar face ca, în proporție de 100%, UBT Cluj să aibă avantajul meciurilor de acasă în post-sezon în toate rundele de play-off din actuala stagiune. De partea cealaltă, CSM Focșani, o formație care vine după 5 înfrângeri consecutive, scoasă din cursa pentru post-sezon. Focșani este pe locul al 12-lea în campionat, ca bilanț de succese-eșecuri, 8 meciuri câștigate, 17 pierdute pentru gruparea antrenată de Mihai Petruță. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor și vă invit să rămâneți alături de Lux Sport pentru această confruntare, care poate fi una extrem de spectaculoasă și prin faptul că echipa clujeană are o valoare clar superioară adversarului, nu înseamnă că meciul este câștigat dinainte. De altfel, ultimele etape au arătat astfel de lucruri, clujenii având probleme, inclusiv împotriva ultimei clasate, CSM Miercurea Ciuc, pe teren propriu, în urmă cu 3 runde, când au câștigat la doar 2 puncte diferență, apoi înfrângere la Voluntari, 81-84, și succes la Pitești în etapa anterioară contra lui FC Argeș, 81-70. Spuneam de partea cealaltă, CSM Focșani, o grupare care nu a mai câștigat de 6 etape. Ultimul succes al focșenenilor venind la începutul lunii martie, când au bătut pe teren propriu Atletic Constanța, de atunci înfrângeri cu Steaua Craiova, Timișoara, Oradea și Dinamo. Primul angajament este câștigat de către Andrea Stipanovici, centrul celor de la UBT Cluj. Fundași sunt Brandon Brown și Patrick Richard, Ștefan Grasu și Elijah Stewart, cele două extreme pentru echipa antrenată de Mihai Silvășa. Stewart, prima aruncare a meciului, este o triplă ratată și recuperată ulterior de către Pavle Relici, cel care conduce acum atacul pentru formația vrânceană. Henry Wade Chatman este al treilea marcator al Ligii Naționale de Basket. Stați cu ochii pe el. Un jucător foarte spectaculos care poate pune probleme oricărei defensive. Pentru CSM Focșani, Henry Wade Chatman și Pavle Relici sunt cei doi fundași. George Burlacu și Justin Baker, extreme. Omul din centru, Alexander Puștavar. Rămâne aici posesie pentru Focșani. A cerut foul la faza precedentă Wade Chatman. Nu l-a primit. Este doar repunere de sub panoul advers cu 5 secunde din atac. Burlacu pentru aruncarea lui Puștavar. Triplă! Prima reușită vine pentru CSM Focșani, un coș din spatele arcului de cerc al lui Alexander Puștavar, jucător cu 27% procentaj în actualul sezon la aruncările de afară. Și aici o minge la care se cere faul, de data asta clujenii sunt cei care l-au solicitat, însă n-au primit nici ei această minge decât ca au din lateral, iar Patrick Richard este cel care înscrie primele puncte ale lui U-Banca Transilvania Cluj în această confruntare. Laurențiu Grigoraș, Laszlo București și Octavian Oina sunt cei trei arbitri ai acestei partide. Henry Wade Chatman mai plantează încă o aruncare de la distanță. Două coșuri de trei deja pentru Focșani în startul disputei. Ceva proteste din partea lui Silvășan la Octavian Goina. Însă faptul că a solicitat abatere de picior nu l-a făcut pe oficialul respectiv să oprească jocul.
Vrâncenii recuperează această minge controlată de către Relic. Apare însă Richards, îl face la buzunare pentru două puncte ușoare ulterior pe contraatac. 4 puncte în startul confruntării pentru capitanul lui UBT Cluj, Patrick Richard, cel care în actualul sezon are 10,7 puncte pe întâlnire. Nu excelează niciun jucător al echipei gazdă la capitolul punctelor marcate, pentru că rotația este una foarte lungă și acestea se distribuie în mod destul de egal pentru formația lui Mihai Silvășan. Nu există, ca la multe alte formații, un principal marcator, un om care să își asume extrem de multe aruncări. Acestea sunt oarecum împărțite. Dincolo, Henry Way Chatman, care a marcat și la faza precedentă, este clar vioara întâi. Grasu o pune alături, dar este faultat și va beneficia de două aruncări libere după prima greșeală personală a lui Justin Baker. Ștefan Grasu vine după ce, în cursul zilei de miercuri, a fost numit MVP al turneului final sub 20 de ani, pe care UBT Cluj l-a câștigat după o victorie în finală împotriva formației Știința Slam București. A fost o finală care s-a desfășurat chiar aici, în BT Arena, din lotul folosit în Liga Națională de Mihai Silvășan. Ștefan Grasu, Luca Colceac și Alexandru Pașca au făcut parte de asemenea din acea echipă care a devenit campioană. Grasu, vă spuneam, MVP-ul turneului final. Împarte aici perechea de aruncări. Baker este cel care a recuperat pentru Vrânceni. Faultul lui Brandon Brown. L-a împins aici pe Henry Way Chatman și va fi repunere din lateral pentru Focșan. Prima greșeală personală a lui Brandon Brown. Decisiv și el în meciul cu Ludwigsburg de marți, atunci când UBT Cluj s-a impus cu 76-73 în meciul întâi sferturilor de finală. Sferturi de finală în Liga Campionilor, care se joacă pe sistemul cel mai bun din trei partide. Meciul 2, miercurea viitoare, în direct pe Luxport 3, de la ora 21. Contraatac al clujenilor, Grasu e singur cu inelul și înscrie prin slam dunk. I-a lăsat-o acolo Elijah Stewart, care cu siguranță avea în buzunar o finalizare spectaculoasă, dar a preferat să îl servească pe tânărul jucător român pentru a face pasa decisivă. Știți cum se spune în basket? O pasă decisivă face fericiți doi oameni, pe când un coș doar pe cel care îl marchează. Fault ofensiv aici pentru un blocaj în mișcare. A fost acțiunea la care Baker a glisat în momentul în care a încercat să îl prindă în paravan pe Brandon Brown. Și este sancționat cu al doilea lui faul deja. Brown și Stipanović bloc ieșire cu o pasă spre Grasu. Triplă! Ștefan Grasu începe cu 6 puncte această partidă. Pare că a rămas în forma de miercuri, când spuneam a fost liderul clujenilor în finala la U20. Triplă de partea cealaltă și pentru Focșani. Primele puncte marcate de George Burlacu. Al treilea coș de 3 deja pentru Focșani în această întâlnire. Stipanović pentru Stewart. Minge scoasă la Richard. Brown cu pământul pentru Grasu. Din nou, da, din nou! Ștefan Grasu e mâna fierbinte a lui UBT Cluj în startul acestei partide. Aproape de intercepție tot el, dă și pasa decisivă, de ce nu? E Andrija Stipanović, de această dată omul care se află la finalizare, în aplauzele fanilor din BT Arena. Superbă reacția spectatorilor, care vin însă evident și pe valul de entuziasm după minunata victorie de marțea precedentă. Fault în atac aici la Puștavar, care s-a folosit de umăr pentru a-și da la o parte adversarul. ...15-11 scorul, cu Brandon Brown conducând atacul pentru gazde. Brown pe mâna stângă accelerează, scoate însă între Richard și Stewart. O pasă greșită a lui Brandon Brown, care a ajuns la Branko Ciuici.
De obicei, când era liber, marca Branko Ciuiș, dar asta înainte să se retragă din activitate. Acum e doar partea staffului de la UBT Cluj. Puștavar, Burlacu. Nu, pardon, este Relici. Burlacu aștepta această minge pe care o primește acum. Pleacă pe mâna stângă. A încercat să strecoare pasa pentru Baker. Mingea deviată de Stipanović. Rămâne posesie pentru CSM Focșani. Repunere de sub panoul advers. Au mai rămas 9 secunde din acțiunea ofensivă. Aruncare, nu, erau de fapt 90, am văzut eu greșit, aruncarea n-a intrat, a trebuit să fie însă una extrem de rapidă de la Alexander Puștavarie. În partea cealaltă, Elijah Stewart obține faultul la Burlacu. Două aruncări libere pentru Elijah Stewart și el cu un meci foarte bun în victoria cu Risen Ludwigsburg de miercuri. Spuneam, meciul cu numărul 2 va avea loc miercurea următoare de la ora 21, va fi transmis în direct pe Lux Sport 3, iar o victorie a celor de la UBT Cluj ar duce campioana României în Final Four-ul care va avea loc la Bilbao între 6 și 8 mai. Dacă Ludwigsburg reușește să se impună, atunci, în timp ce Puștavar voleibolează această minge în coș, decisivul se joacă marți 19 aprilie aici, în BT Arena, cu începere de la ora 19, partidă pe care de asemenea o vom avea în direct în cazul în care va fi necesară. Sperăm, bineînțeles, să nu, dar vorba poeziei, bucuroși le-am duce toate și dacă s-ar ajunge la meci decisiv, nici nu vreau să mă gândesc ce atmosferă ar fi în această arenă. Bine, ar fi una, presupun, identică ceea ce am văzut marțea anterioară, pentru că toate locurile au fost ocupate. 10.000 de spectatori într-un record absolut de asistență la un sport de sală în România. Baker a marcat mai devreme pentru Focșani, Stipanović a ratat pentru Cluj. Mingea acum la același Justin Baker. Aruncare din spatele arcului de cerc al lui Burlacu, recuperată de către Patrick Richard. Brown pentru Stipanović, prea pretențioasă această pasă încercată de Stipanović printre trei adversari. Wade Chatman bate mingea în piciorul lui Stewart, care este sancționat cu abatere. Nu știu cât de mult a avut intenția, sincer, Elijah Stewart să joace această minge cu piciorul, dar contează prea puțin acest lucru. Posesia ar fi fost oricum pentru CSM Focșani. Este Stipanović, intră Dustin Hogue. Dustin Hogue și el o aport important în meciul cu Ludwigsburg de marți. A intrat și pentru Focșani Ono Steger. Aruncă Baker de la semidistanță, Grasu cu recuperarea. Iar acum Jordan Watson dă drumul la minge pentru un Stewart liber la 3, bingo! Elijah Stewart, fără niciun fel de ezitare, în momentul în care a văzut că are aruncarea deschisă. Wade Chatman pe pătrundere, evită capacul lui Grasu și pune două puncte în coș care înjumătățesc avantajul clujenilor. Debut foarte bun de partidă până acum pentru Henry Wade Chapman. La fel de bun este și cel al lui Elijah Stewart. A doua triplă consecutivă și 7 puncte în total pentru Stu. Wade Chapman. Mingea primit aici de către Burlacu, mai departe la Wade Chatman. Puștavar trece de Grasu, strânge Hogue. A simțit acolo bine contactul Alexander Puștavar și a obținut două aruncări libere după prima greșeală personală a lui Dustin Hogue. Eu cred că la Grasu e, de fapt. Ștefan Grasu tot la primul fault în această întâlnire. Nandor Cuti intră pe teren. Cuti a jucat în meciul cu Ludwigsburg. A fost singurul român
folosit pe parcursul partidei de marți de către Mihai Silvășean. Vă spuneam, ceilalți jucători care de obicei prindeau câteva minute în meciurile de Liga Campionilor, în special Ștefan Grasu sau Luca Colceag, n-au fost folosiți, asta și pentru că în acea zi de marți ei jucaseră în semifinale în competiția de U20, campionatul intern, turneul final. A fost o victorie celor de la UBT Cluj în fața echipei Viitorul Cluj. Pe mâna stângă aici, Karel Guzman reușește să scape de adversar, nu să și finalizeze. Guzman certat la finalul meciului cu Ludwigsburg de Stipanović pentru faptul că nu a faultat. Probabil că aceasta era tactica celor de la UBT Cluj, să facă faul pentru a nu permite adversarului aruncarea de trei și să-i pună la linia de libere. Mărturisesc că sunt un adept al tacticii pe care Guzman a folosit-o, aceea de a se apăra și de a face aruncarea de trei foarte dificilă adversarului, pentru că mi se pare că sunt șansele mai mici ca acesta să-ți marcheze sub acea presiune de trei puncte cu om pe el, decât să-i dai două libere pe care le înscrii mai ușor decât o aruncare de trei, în timp ce aici Wade Chatman arată că poate să înscrie ușor de oriunde vrea el. Le înscrii mai ușor decât o aruncare de trei, apoi adversarul face foul, presiunea e pe tine să bagi alte două libere și oricum, dacă toată lumea marchează, tot la 3 puncte diferență rămâi. Jordan Watson spune, vorbeai de 3, domnule Petrescu, sau poate că nu folosește apelativul de domnule, vorbeai de 3, Cosmin Petrescu, uite-o de 3, fără libere, direct în plasă, de la distanță. Jordan Watson cu primele sale puncte în această întâlnire, în care scorul a devenit 25-21. Un fault asupra lui Henry Wade Chatman, acum este prima greșeală personală a lui Dustin Hogue. A fost de asemenea și ultimul fault de dat pe care îl mai avea cu Banca Transilvania Cluj, în timp ce la vrânceni intră Cătălin Petrișor. Simte capcana, pasează pentru Steger. Luat aproape de Grasu, Steger mai departe către Petrișor. 6 secunde rămase din faza ofensivă a oaspeților. Puștavar pentru Baker, neînțelegere între cei doi. Contraatac al lui UBT Cluj cu Nandor Cuti pentru Karel Guzman. Simplu. Fază de tranziție finalizată ușor de campioana României cu pasa decisivă a lui Nandor Cuti și primele două puncte pentru Guzman. Puștavar, Steger, Petrișor, mingea în colț, aruncare deschisă, care de această dată nu-și mai atinge ținta și cu ratarea lui Burlacu încheiem sfertul întâi din această partidă care, spuneam, deschide etapa cu numărul 28 din Liga Națională de Basket. O etapă care se va încheia luni de la ora 19. De asemenea, în direct pe Lux Sport. Pe Lux Sport 2 va fi meciul care închide această rundă, duelul dintre Dinamo București și Atletico Constanța, partidă cu implicații la ultimul loc de play-off, după ultimele rezultate cu înfrângerile lui Dinamo la Oradea, respectiv a Ploieștiului la București contra Rapidului. Constanța reintră în cursa pentru post-sezon, iar meciul de luni cu Dinamo este unul de totul sau nimic pentru cele două formații. Merită să îl urmăriți, spuneam, luni de la ora 19 în direct pe Lux Sport 2. Restul partidelor nu sunt transmise la televizor, însă pot fi oricând accesate pe canalul de YouTube al Federației Române de Basket. Timișoara Rapid, Sibiu Pitești, Voluntari Steaua, Galați Miercurea Ciuc, Târgu Jiu Ploiești și Oradea Craiova sunt celelalte confruntări, care se joacă toate pe parcursul zilei de mâine. Dacă vorbeam despre victoria celor de la UBT Cluj contra lui Ludwigsburg, să amintesc și celelalte rezultate care s-au înregistrat în meciul întâi din sferturile de finală Ligii Campionilor. Bacchi Manresa
A zdrobit Unicaja Malaga 86-63. Manresa arată foarte bine în momentul de față, este de altfel pe poziția a 5-a în campionatul Spaniei, doar Barcelona, Real Madrid, Juventud Badalona și Valencia au bilanț mai bun decât Manresa, care în cazul în care clujenii trec în Final Four pot fi adversarii lor. Cine câștigă seria respectivă, seria iberică dintre Manresa și Malaga, fost adversar a clujenilor în faza a doua grupelor, va fi următorul oponent. În celelalte două partide, Apoel Holon de asemenea a fost adversar a clujenilor în prima fază a grupelor, a trecut cu 93-75 de Strasbourg, iar Lenovo Tenerife, echipa care era considerată cu cele mai mari șanse la câștigarea Ligii Campionilor, după cum a arătat în top 16, unde și-a câștigat toate meciurile, trecând în sferturile de finală neînvinsă, a avut nevoie de multe, multe emoții pentru a câștiga meciul întâi acasă contra turcilor de la Tofaș Bursa, în timp ce Watson trage de 3 fără precizie, dar recuperează ofensiv Karel Guzman și înscrie pe a doua șansă. 78-77 așadar pentru Tenerife, după o revenire spectaculoasă a turcilor, care au avut și aruncarea de câștigat meciul în ultimele secunde, însă aceasta a fost ratată. Steger pierde mingea de sub control, spune însă că nu este el ultimul care a atins-o. E schimbare de posesie. Watson e cel care conduce acum ofensiva. Neînțelegere între el și Cuti. Petrișor. Luat aproape de Nandor Cuti, mingea mai departe către Puștavar. O reprimește aici Alexander Puștavar de la Burlacu. Petrișor, Steger. O vrea de 3, aruncă un airball. Grasu reușește să îl păcălească pe Puștavar și salvează această minge care îl șterge pe coapsă. Pe jucătorul celor de la CSM Focșani își recunoaște această eroare. Cuti. Grasu. Din nou Nandor Cuti. Mult spațiu oferit de Baker. Cuti până la urmă o lasă să zboare. Recuperează Ono Steger. Iar acum Burlacu îl angajează pe Justin Baker, care trece la treabă cu Grasu lângă el. Strânge și Hogue. Aruncarea este imprecisă, recuperată de către Jordan Watson. Watson pe pătrundere până la capăt. Foarte bine a accelerat aici Jordan Watson și a adus spre satisfacția celor cam 1300 de fani din BT Arena 2 puncte pentru campioana României. Prima diferență formată din două cifre pe parcursul acestei partide și o abatere de picior la Nandor Cuti. Au ieșit Grasu și cu Guzman. Intră pentru prima oară în meciul de astăzi Stefan Bircevic și Luca Colceag. Bircevic a fost omul care a înscris ultimul coș al meciului cu Ludwigsburg. O reușită din 0 grade. Ultimul coș al clujenilor. Cel care a stabilit până la urmă scorul final, intercepția lui Hogue aici, Guzman înscrie de lângă Petrișor și este timeout solicitat de către Mihai Petruț după ce echipa sa începe să piardă contactul cu formația gazdă. Vorbeam despre faptul că etapa se încheie în direct pe Luxor 2 luni de la ora 19, atunci când avem
meciul de totul sau nimic pentru Dinamo și Constanța în lupta pentru play-off. Sunt multe transmisiuni basketbalistice pe parcursul săptămânii viitoare pe canalele noastre. Programul complet îl puteți consulta pe cele două site-uri care acoperă basketul pe teritoriul României, UnitedHoops.ro și Basket.ro. De asemenea, o să fie reamintit în fiecare zi de meci și prin story-urile mele de pe rețelele de socializare. Pe mine mă puteți urmări fie pe Facebook, fie pe Instagram cu un simplu follow la Cosmin Petrescu. Marțea viitoare avem două partide în Liga Națională, ambele transmise pe Lux Sport, mai întâi de la ora 18, SCM Oma Timișoara cu CSM Oradea. Este o partidă restanță din etapa cu numărul 14, iar apoi de la ora 20, FC Argeș-Pitești, Petrolul Ploiești, restanță din etapa a 19-a. Miercuri, așa cum spuneam, pe Lux Sport 3 de la ora 21, meciul cu numărul 2 din sferturile Basketball Champions League, Rizen Ludwigsburg, UBT Cluj. Iar apoi vinerea următoare, alte două partide, ambele pe Lux Sport 2, de la 18, CSM Oradea, CSM Timișoara, și de la ora 20, Steaua Dinamo. În funcție de ce se întâmplă în această etapă, e posibil ca și Steaua să mai aibă așa câteva speranțe, să mai atârne de un fir de ață, un fir de pânză de păianjen, o idee de play-off pentru gruparea militară, care este din nou aproape să rateze posezonul, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea anterioară. O nouă minge pierdută de către Focșani. Justin Hogue este angajat aici de către Stefan Bircevici. Îi retrimite lui Bircevici. Iese din coș această triplă. A sărit contratimp Karel Guzman, care susține că a fost îmbrâncit în aer. Nu s-a fluierat nimic. Un contraatac oprit cu fault de Bircevici. A crezut probabil că Relic se va duce pe aruncare și a preferat să nu îi lase cele două puncte ușoare. Relic viza pasa în colț. Sper că totul e în regulă și pentru Pavel Relic. Am văzut acuzând ceva dureri la bicepsul femural după această cădere. 10,8 puncte în medie pe întâlnire pentru Relic, care aici fentează, pasează, puștavar de 3, a doua. Două coșuri de 3 astăzi pentru Alexander Puștavar. 10,3 puncte în medie pe întâlnire pentru el. Este al 24-lea meci pe care îl joacă în actuala ediție de campionat, jucătorul din Belarus. Pasă deviată către Baker. A încercat acolo Dustin Hogue să trimită mingea pe coborârea unui coechipier. 11 secunde rămase din atac pentru clujeni. Repunerea este a lui Jordan Watson. Primește Guzman. Se ridică bine, dar trimite prea tare în panou și îi permite lui Relic să recupereze. Relic acum interceptează Guzman, calcă în afara terenului și asta ne oprește să vedem o decolare care ar fi fost cu siguranță specială a lui Karel Guzman. Toată lumea cred că aștepta să vadă un dunk odios, între ghilimele, pe care îl pregătea Karel Guzman. De aceea erau zâmbetele și în tribune și pe banca clujenilor, de la antrenorul Mihai Silvășan, la oamenii din staff, Milorad Perovic sau Branko Ciuic. Probabil Guzman se gândea deja la cum să devasteze inelul și n-a mai fost atent unde calcă. Aici a apărut o fază ca la jocul NBA 2K, în care apeși greșit butoanele. Dustin Hogue a trimis mult prea înalt pentru ca Stefan Bircevic să poată recepționa. Însă este acolo Jordan Watson, care aduce înapoi posesia pentru Cluj. Și Nandor Cuti finalizează pe mâna stângă. Insistențele lui Watson duc la o minge furată în jumătatea adversă de teren și transformată ulterior în două puncte. Pavel Relic a trimis înapoi pentru Wade Chatman, oprește dribblingul.
Primește acum Baker, o pătrundere nefinalizată de Burlacu. Buștavar recuperează ofensiv. Henry Wojciatna. Baker, de trei, o pune în coș. Justin Baker, care este un bun aruncător de afară, 44% procentajul în actualul sezon, reușește să scufunde o triplă în favoarea vrâncenilor. Baker este al doilea marcator al echipei, 15,4 puncte pe meci. Watson de două puncte, la recuperare s-a luptat Bircevic, a fost împins de Relic și este greșeala personală a lui Pavle Relic, prima în această întâlnire. Repunere de sub Vanou pentru UBT Cluj. Este un sfert în care ambele echipe au faultat foarte puțin. Nimeni nu e în pericolul penalizării până în momentul de față. A fost abia a doua de echipă pentru Focșani. Clujul are una singură. Watson acum trece de Baker, scoate la Bircevic, extra pasă spre Cuti, care fentează, aruncă, recuperează Relic. Pământul pentru Puștavar, Baker. De această dată a fost oprit să mai tragă de către Dustin Hogue, Relic, Baker. Perfect, s-au conectat cei doi precum două piese de Lego. Și sunt două puncte pentru Focșani. Watson, Hogue, de data asta pasta e unde trebuie. Și Nandor Cuti ajunge la 4 puncte. Baker este cel care aduce mingea în ofensivă. Vine capcana, aproape de intercepție Cuti. Se dă până la urmă angajament 1-1 și este posesie pentru UBT Cluj. Andreea Stipanović împreună cu Elijah Stewart se întorc pe teren. E introdus pentru prima oară și tânărul David Lăpuște. Pentru David Lăpuște aceasta este a 13-a apariție în actuala ediție de campionat. Un jucător în vârstă de 17 ani care îl servește perfect pe Elijah Stewart, venit plutind de parcă avea baloanele agățate de centură și erau umplute cu heliu. 10 puncte avans pentru UBT Cluj. Mingea ajunge în brațele lui Lucian Țibârnă. A intrat prima oară pe teren și el astăzi. Wade Chapman aruncă peste Nandor Cuti și obține 3 aruncări libere. N-a vrut să-i dea niciun fel de spațiu acolo Cuti lui Henry Wade Chapman, dar a stat prea aproape pe această săritură, agățându-i până la urmă piciorul celui care, vă spuneam, este al treilea marcator al Ligii Naționale de Basket. Doar Mike Walls de la Craiova cu 21,8 puncte, respectiv Darian Strong de la Timișoara cu 17,5, stau mai bine decât Henry Chapman, cel care are 17 puncte pe meci în actuala ediție de campionat, 24 de partide jucate. La linia de libere în actualul sezon, 81% procentajul pentru Henry Wade Chapman. Aici înscrie doar una dintre cele trei de care a beneficiat. Recordul său în actualul sezon, 28 de puncte la un meci cu FC Argeș-Pitești, partidă pierdută însă de către Focșani. O pasă neinspirată aici a lui Puștavar pentru apariția lui Țibârnă. Lăpuște, Colceac. Îl angajează pe Stipanović. Stipanović pentru Stewart. E faultat de Wade Chapman și vor fi două aruncări libere pentru un Elijah Stewart care iese ușor și fonat din această acțiune. L-am văzut șchiopătând. Elijah Stewart în actualul sezon este în Liga Națională de Basket principalul marcator al clujenilor, 14,7 puncte pe întâlnire,
De la libere, foarte rar se întâmplă să irosească puncte, 92% procentajul lui Elijah Stewart la acest capitol. Dintre jucătorii care trag multe libere, este lider. Wei Chatman, aruncare dezechilibrată, recuperarea vine pentru Bircevic. Kolceac spre Lăpuște. Împirat de Adrian Vaida, pasa lui Luca Kolceac pentru Stipanović, caută soluții, îl vede pe Bircevic, iese această conexiune de la Stipe la Bircea și sunt două puncte care urcă avantajul la 13, pot fi mai multe. Pe acest contraatac, Bircevic spre Stipanović, spre Stewart, pe bune, pe bune, de unde a mai gândit extra pasa Andrija Stipanović și de unde a decolat Elijah Stewart. Timeout solicitat de către Mihai Petruț după această fază la care Elijah Stewart ne aduce încă o dată un moment de acrobație aeriană și un moment de finalizare făcută să te lase cu gura căscată. Așa cum a fost acțiunea deja celebră din meciul cu Ludwigsburg de marți, atunci când Elijah Stewart a reușit să-l posterizeze, scuzați această expresie, știu că nu există cuvântul în limba română, dar merită să o folosesc, pe Justin Simon de la Ludwigsburg, pe care ar fi trebuit să-l retragă măcar vreo două sferturi din toate ligile în care evoluează după ce finalizarea a avut. Stewart ne-a arătat în acest meci că poate și cu finețe, dar poate și cu agresivitate. E un jucător pe care merită să-l urmărești în orice moment. Poate să-ți aducă astfel de acțiuni senzaționale, pe lângă faptul că este și eficient. Stewart în actuala ediție a Ligii Naționale de Basket are niște procentaje de-a dreptul ireale. La aruncările de 3 puncte, spre exemplu, are 46%. Și vă spuneam, e cel mai bun marcator al formației. E ca și cum intră puțin și s-a nimerit să tragă câteva pe care să le înscrie. Nu, e omul care și de 3 puncte își asumă cele mai multe responsabilități în actuala ediție de campionat. 4,5 aruncări în medie pe partidă și totuși aproape jumătate sunt transformate. Fault asupra lui Țibârnă. Intervenție întârziată a lui Bircevic. Și Bircevic cu un meci mare a contat enorm, atât precizia sa din spatele arcului de cerc în meciul cu Ludwigsburg, cât și mai ales aportul defensiv. Au fost câteva faze la care Bircevic a pus trupul la bătaie să scoată fault în atac, să vină la capac, și asta împotriva unei formații care joacă extrem de agresiv și foarte dur, precum Risen Ludwigsburg. 3 secunde rămase din atac aici, era liber Țibârnă, a preferat pasa sub panou și e scos pe cauțiune acolo domnul Puștavar de către Lăpuște. Nu mai avea timp să facă altceva decât să încerce să o azvârle spre coș și nici măcar nu se gândea la acest lucru, căuta pasa. Ar fi fost abatere de 24 de secunde. Faptul că l-a faultat însă Lăpuște oferă un atac nou de 14 secunde pentru CSM 2007 Focșani. E pătrunderea lui Relic, care de pe un picior pune mingea alături, tot el reușește să recupereze, trage de la semidistanță și scutură plasa. N-a renunțat la a crede că poate să înscrie până la urmă la capătul acestei acțiuni și bine a făcut Pavel Relic. Kolceac, Lăpuște. Din nou pentru Stewart, de data asta reușește doar să o agațe, nu mai poate să o pună și acolo unde și-ar fi dorit. Primește acum de la Stipanović, caută să joace 1-1 cu Țibârnă, o trage de 3, bingo! Elijah Stewart o face și de la interior și de la exterior, triplă pentru Stu, 48-32. Tot Stewart cu intercepții. Stewart se duce pe coș, este faultat aici de Henry Wei Chatman. Va trebui să mai adauge 2 puncte la zestrea sa acum în cel mai nespectaculos mod posibil, și anume din aruncări libere. Însă asta e, n-ai ce să faci. Dacă adversarul vine și îți dă toporul, te duci
și marchez de la linia de libere. E show-ul lui Elijah Stewart astăzi, care joacă și pentru fani. E clar acest lucru. Are deja 17 puncte în prima jumătate a meciului cu Focșani. Ajunge la 18 după ce transformă și această aruncare liberă. Mai e timp de un atac pentru echipa vrânceană, dar va mai fi unul probabil și pentru clujeni, pentru că a fost greșeala personală a lui Andreea Stipanovici, aflat la primul fault astăzi. Clujul e în penalizare, ceea ce îl va pune pe Pavel Relici la linia de libere pentru două aruncări. Coșul său de mai devreme a fost primul în această întâlnire. Rămâne tot cu două puncte, după ce ratează și această liberă. 83% procentajul lui Pavel Relici la linia de fault în actualul sezon. Aici împarte perechea. Colceac a băgat mâna prin inel, n-a scos-o de pe fier. Regulamentul nu-ți permite să faci acest lucru. Poți să scoți mingea dacă ea se plimbă pe inel, dar intervenind pe deasupra acestuia. Lăpuște. Pasă neinspirată. Mai e timp de un atac pentru Focșani. Faultul lui Colceac va duce la încă două aruncări libere pentru Pavel Relici. De aici s-a văzut mult intervenția la minge a lui Colceac, dar este posibil ca la nivelul corpului să se fi întâmplat altceva. De această dată Relici transformă ambele aruncări. O secundă și 6 zecime, o pasă de touchdown a lui Stipanovici. E touchdownul lui Elijah Stewart. Fotbal american direct în basketul clujean. 52-35 este scorul după o primă repriză pe care Elijah Stewart o termină cu 20 de puncte și fură întreg spectacolul din BT Arena, unde ne așteaptă o a doua jumătate, sper eu, cel puțin la fel de entuziasmat. ...17 puncte avans pentru UBT Cluj în meciul cu CSM Focșani, care deschide etapa cu numărul 28 din Liga Națională de Basket după un show aerian făcut în prima jumătate de către Elijah Stewart. 20 de puncte pentru el și câteva finalizări uluitoare. Stewart este cel mai bun marcator al unei confruntări care s-a reluat cu o reușită de la semidistanța lui Ono Steger și cu o nouă încercare de acrobație pentru clujeni. De această dată căutat a fost cu pasa Karel Guzman, însă prea sus s-a dus această servire. Rămâne 52-37 cu o minge adusă în ofensivă de Cătălin Petrișor. Petrișor nu a marcat în prima jumătate, în care a evoluat 4 minute pentru formația vrânceană. Pentru Steger, pe care l-am avut în imagine, coșul de mai devreme a fost primul, foarte șters jocului Ono Steger pe parcursul acestei confruntări. Steger, altfel, un jucător care contribuie cu 14,5 puncte în medie pe meci. Baker înscrie de la semidistanță. Justin Baker, 9 puncte, 5 recuperări. Acum Patrick Richard, revenit pe parchet după ce a jucat doar în primul sfert. Pasa lui Brandon Brown către Stipanovici nu ajunge la destinatar, dar este un fault pe parcursul acestei acțiuni. Faultul comis de către Ono Steger, cred. N-am văzut însă mare lucru. L-am văzut totuși pe Laurențiu Grigoraș arătând numărul 33. Richard ratează aruncarea de afară. Ofensiv recuperează Guzman și este faultat în momentul în care aterizează de către Pavel Relici. Dancul nu e valabil. L-am văzut în imagine și pe
producătorul meciurilor noastre din Liga Campionilor jucate la Cluj, în timp ce Stipanović marchează. Este vorba de Rareș Pop, alături de fiul său Patrick. Veniți aici pentru a urmări ce se întâmplă în BT Arena la această partidă din Liga Națională. Minge acum la Pavle Relic, trimite pentru Petrișor. Frumoasă schimbare de direcție în fața lui Brandon Brown. A trebuit să o arunce, așa era ultima secundă de atac. Tot el recuperează, stagger de afară. Prinde Karel Guzman. Iar acum Richard îl angajează pe Stipanović. Stipanović se întoarce, fentează, o scoate cu mâna stângă. La urmărire este Karel Guzman și obține două libere pentru formația sa. Guzman în această întâlnire, 6 puncte cu 3 recuperări până acum. În actuala ediție de campionat, Karel Guzman 10,8 puncte în medie pe întâlnire. Procentajul la libere este de 78%. Guzman aflat în al doilea sezon alături de U-Banca Transilvania Cluj. 9,8 puncte pe meci cu 4,5 recuperări în stagiunea anterioară pentru Havana Boy. Așa cum este poreclit jucătorul cubanez, e născut la Havana. Pasă excelent aici a lui Stagger pentru Baker. A avut parte de un duel cubanez în meciul de marți din Liga Campionilor, acolo unde Yorman Polas de la Risen Ludwigsburg a fost de multe ori adversar direct. Pasa lui Bircevic pe apariția lui Stipanović, oprită însă cu piciorul. A fost intervenția lui Relic care a oprit această acțiune ofensivă. Nu, Puștavar este cel care a dat cu piciorul mingea, dar a făcut-o bine, pentru că altfel erau două puncte ușoare pe care le-ar fi marcat Andrija Stipanović. Richard. Schimbă partea pentru Guzman, o încearcă de 3. Și mingea se duce în afara terenului. Karel Guzman are procentaj de 41% în Liga Națională de Basket la aruncările de la distanță. Vă spuneam, 10,8 puncte în medie pe meci pentru el. Relic, stagger, superbă fenta în fața lui Brown, trage peste Richard, aruncă un airball recuperat până la urmă ofensiv și Puștavar mai pleznește încă o triplă într-un meci în care are 13 puncte, dintre care 9 au venit prin coșuri de 3. Interceptează Petrișor. Șansă de contraatac pentru Focșani. Bună însă apărarea în tranziție pentru UBT Cluj, care transformă totul acum în pozițional în ceea ce privește pe adversari. Baker mai departe spre Pavle Relic, acesta îl găsește pe Justin Baker, o lasă să zboare, iar la urmărire este pentru a șasea oară Karel Guzman. Richard către Stipanović, diagonală spre Brown, din fața lui Petrișor. Bang! Încă un coș al lui Brandon Brown, de această dată de la distanță. Nu marcase Brandon Brown. Clujenii din spatele arcului de cerc au 7 reușite în această întâlnire. Și Focșanul stă foarte bine la acest capitol. 6 coșuri din 13 aruncări. Clujul cu 7 din 15. Relic. Prea mult timp i-a fost necesar lui Pavle Relic pentru a scăpa de adversar și în cele din urmă n-a mai apucat să arunce. Abatere de 24 de secunde și minge pierdută pentru a 16-a oară de către CSM Focșani. Sunt 9 mingi pierdute în plus pentru CSM Focșani față de echipa gazdă, care aici îl are pe Richard traversând. Din pasa lui Stipanović vine finalizarea pe spate. Frumoasă conexiunea între cei doi. Petrișor. Minge care ajunge acum din nou la Relic, mai departe pentru același Petrișor. Baker, 2 secunde din atac, trebuie să încerce Puștavar. A doua oară consecutiv când Focșani nu găsește
posibilitatea de a marca sau măcar de a arunca la coș pentru a-și da șansa unei recuperări ofensive. Bircevic. Încă o dată, clujenii găsesc ușor drumul spre coș. Brown și Stipanović au combinat aici. Îl vedem pe pătrundere pe Puștavar, ținut bine de Bircevic. Apare Relic, ia faultul și N1. Coș cu fault pentru Pavle Relic. Ajunge la 7 puncte marcate în actuala confruntare. Pot fi 8 dacă transformă și aruncarea liberă suplimentară. Brown. Foarte bine apare Karel Guzman și dați-vă din calea lui. Omul este de la demolări astăzi și s-ar putea ca panoul ăla să aibă nevoie de inspecția tehnică periodică mai repede decât s-ar fi programat inițial. Ce finalizare pentru Karel Guzman, care aduce abuzul asupra panoului advers. Vă spuneam că este o partidă în care UBT Cluj va căuta să asigure și spectacolul pentru cei, poate chiar 1500 de fani care sunt prezenți acum în BT Arena. A mai crescut numărul spectatorilor. Trage și Pavle Relic din 0 grade. Guzman reușește să recupereze pentru a 7-a oară. Iar aici Jordan Watson este cel care caută să găsească o pasă spre Guzman. Vine să intercepția Petrișor. Bircevic în fața lui, Relic, dintr-o bucată, Puștavar, superbă pasa pentru Justin Baker, care finalizează din apropiere. S-au înțeles excelent aici, cei doi, Puștavar a gândit acțiunea cum trebuie. Minte ageră pentru jucătorul din Belarus, Bircevic, o lasă să zboare cu panoul, Stefan Bircevic din 45 de grade, sigur n-a vrut să dea așa, dar ce contează? Uneori mai iei și astfel de coșuri, chiar dacă nu le programezi, să intre într-un asemenea mod. Baker, Puștavar, prea deschisă aruncarea lui și este încă una de afară. 4 coșuri de 3 astăzi pentru Alexander Puștavar. Intercepție aici a lui Henry Wade Chatman. 10 puncte marcate de Wade Chatman. Puștavar scoate la Baker. Încă una de afară. Justin Baker cu 16 puncte. Vă spuneam, procentajul său de la distanță este unul extraordinar, mai ales pentru un om care joacă în mare parte sub panou. 44% pentru Justin Baker în actualul sezon. Dar este un pivot foarte mobil care iese des în afara semicercului de 3 și poate să facă ravagii de acolo. Revine Cuti. Îl înlocuiește pe Stefan Bircevic. Atac de 14 secunde pentru clujeni. Un Andor Cuti. Watson. Blocajul lui Hogue. Watson în partea defensivă. Îl găsește liber pe Stewart. Tripla nu intră. Prinde Watson și pe al doilea efort. Jordan Watson înscrie după recuperarea ofensivă. 7 puncte. Cu 2 recuperări și 2 pase decisive astăzi pentru Jordan Watson.
Relici cu Boltă, o pasă care n-ajunge la puștavar. Stewart, Watson, aruncare de la semidistanță, perfectă, 4 puncte la rând pentru Jordan Watson. Și clujenii își refac avantajul de 17 puncte, cel care era înregistrat după prima jumătate a meciului. E egalitate în acest sfert al treilea, nu pentru mult timp, înscrie Cătălin Petrișor. E cel mai bun sfert din punct de vedere ofensiv al focșenenilor, care ajung la 22 de puncte, după ce în primul au marcat 21, iar în al doilea doar 14. Watson, din spatele arcului de cerc, opune coș, Jordan Watson s-a încins. Are 7 puncte la rând pentru clujeni. Wade Chatman, puștavar cu piciorul pe linie, aruncarea este scurtă, recuperată a treia oară de Nandor Cuti. Watson verifică dacă încă este fierbinte și ce să vezi, arde plasa. Swoosh! Jordan Watson a luat foc. 9 puncte la rând pentru, de fapt 10 puncte la rând pentru Jordan Watson, inclusiv 2 coșuri de 3. Petrișor, Relici, din nou Petrișor, de la distanță, n-atinge inelul, recuperează Guzman, așa că jocul continuă. Contraatac în superioritate pentru UBT Cluj, cu 2 puncte aduse de Elijah Stewart, care nu mai marcase din prima repriză. O face acum însă în ultimele secunde ale sfertului 3 și ajunge la 22 de puncte, fiind în continuare cel mai bun realizator al acestei partide. 80-57 este scorul după primele 3 sferturi ale unui joc ce va pecetlui avantajul terenului propriu pentru UBT Cluj până la finalul play-off-ului. Așadar, atât timp cât rămâne în viață Clujul în postsezonul actual, în prima rundă, în runda a doua și în finală, în cazul în care ajunge acolo, primele două partide ale seriilor, precum și meciul decisiv în cazul în care se ajunge să fie nevoie de acesta, se vor desfășura în BT Arena din Cluj. Pentru asta se joacă în primul rând în sezonul regulat, evident în primul rând pentru calificarea în play-off, dar ulterior pentru o poziție cât mai înaltă care să-ți ofere avantajul terenului propriu pentru o durată cât mai lungă de timp. Odată cu acest succes care se conturează astăzi, clujenii pot fi siguri de avantajul terenului propriu, indiferent de rezultatele ultimelor două partide din stagiunea regulată. UBT Cluj se deplasează în etapa viitoare în Sala Olimpia din Ploiești pentru meciul cu Petrolul, iar apoi joacă în ultima etapă pe teren propriu cu Athletic Constanța. Vă spuneam, transmisiunile tuturor partidelor următoare pe care le vom avea pe canalele Lux Sport, care nu uitați, din data de 19 aprilie devin Prima Sport, pot fi consultate pe cele două site-uri de specialitate, basket.ro și unitedhoops.ro, la secțiunea de transmisiuni TV, și vă vor fi reamintite și de către mine pe cele două rețele de socializare unde am conturi personale, Instagram și Facebook. Mă puteți urmări cu un simplu follow la Cosmin Petrescu. Jordan Watson aici, la prima acțiune a sfertului 4, cutting calls pentru Stewart, care din săritură întoarce la Cuti, trage de 3, o face scurt. Hogue recuperează până la urmă și obține 2 libere. Greșeala personală recunoscută de Alexander Puștavar, a doua pentru el. E primul punct al lui Dustin Hogue în acest match. Hogue care
în actualul sezon, contribuie cu 10,4 puncte și 5,5 recuperări pe întâlnire în Liga Națională. Este cel mai bun recuperator al clujenilor. Vă spuneam însă, mediile echipei campioane nu strălucesc pentru niciun basketbalist, pentru că rotația este una foarte lungă și astfel capitolele statistice se împart. Puștavar, 2 puncte pentru CSM 2007 Focșani, 18 în total astăzi pentru Alexander Puștavar. Oață pentru Nandor Cuti. Stewart s-a uitat către Hogue, apare Watson, trage încă una de afară, la urmărire Elijah Stewart, continuă spectacolul aerian, altă decolare cu permisiune sau fără, nici nu mai contează, tip dunk-ului Stewart și 24 de puncte pentru el. Trage de 3 Henry Wade Chapman, la urmărire Cuti, prinde de lângă Puștavar. Contraatac acum pentru UBT Cluj cu Jordan Watson, care îl vede liber în spatele arcului de cerc pe Luca Colceag și e triplă. Primele puncte și pentru Luca Colceag în această întâlnire. Jucătorul venit la începutul sezonului de la CSO Voluntari animă și mai mult sala. Petrișor, aruncarea lui Baker în ultima secundă de atac, coșul e valabil, a dat drumul la timp acestei mingi. Watson, Colceag, Watson pentru același Colceag, mingea ajunge în colț la Stewart, Stew de 3, Hogue prinde ofensiv, nu se înțelege însă cu un Luca Colcea care i-a pasat parcă prea tare dintr-o poziție prea apropiată, prea multă forță pusă în această pasă de către Dustin Hogue. Revine pe parchet David Lăpuște, intercepție aici a lui Jordan Watson, care ne arată că încă are propulsoarele activate atunci când trebuie. Vârsta nu mai e un număr, sau poate că are secrete să dea timpul înapoi. Jordan Watson cu dunk-ul. O nouă intercepție pentru clujeni, o nouă alertă de fază spectaculoasă. Watson către Cuti. Cuti fentează de lângă Steger, apare Hogue și sunt 2 puncte cu panoul pentru Dustin Hogue. Moment în care Mihai Petruț cere timeout după ce echipa sa începe să fie devastată de aceste acțiuni de contraatac ale clujenilor. Până când se rea jocul, vă mai amintesc o dată, ne întâlnim din nou luni de la ora 19 cu meciul dintre Dinamo București și Athletic Constanța. Partidă care se vede pe Lux Sport 2 și este posibil decisivă pentru calificarea în play-off, practic pe ultimul loc de play-off și pentru o întâlnire cu UBT Cluj în prima rundă a sezonului regulat, pentru că e clar, Focșan nu va mai reveni de la această diferență și Clujul va termina fără niciun fel de îndoială pe prima poziție sezonul regulat din Liga Națională de Basket, astfel că pentru o întâlnire cu UBT Cluj se luptă în momentul de față Dinamo, Ploiești, Constanța și poate chiar și Steaua, Steaua cu șansele cele mai mici. Dinamo și Ploiești au 12 victorii, 14 înfrângeri, Constanța 11-15, practic o victorie a constanțenilor în șoseaua Ștefan cel Mare luni ar face ca Athletic Constanța și Dinamo să aibă același bilanț, 12 meciuri câștigate, 15 pierdute. Rămâne de văzut ce face Ploieștiul în această rundă. Petrolul joacă la Târgu Jiu împotriva unei formații care nu se mai poate califica în postsezon, dar care a mai produs surprize pe parcursul acestei ediții de campionat, învingând inclusiv Piteștiul de curând.
în urmă cu câteva săptămâni, o victorie după o revenire spectaculoasă a gorjenilor în sfertul al patrulea, pe care l-au câștigat la 15 puncte diferență. Va fi așadar, din punctul ăsta de vedere, un final de sezon extrem de încins în această bătălie pentru play-off. Petrișor, Baker, liber în spatele arcului de cerc, Puștavar. Încă 3 puncte îndesate de Alexander Puștavar, care are astăzi 5 din 5 la aruncările de la distanță. Demonstrație de precizie făcută de către Puștavar, 21 de puncte, cel mai bun marcator al formației oaspete. Pătrunderea lui Watson, mingea scoasă pentru Colceag. Pe piruetă, Luca Colceag de lângă Steger. La recuperare este Justin Baker, cel care prinde pentru a șaptea oară. Petrișor, o pasă interceptată de Lăpuște, care a simțit unde se va duce această servire. Și mai departe, Puștavar este nevoit să comită a treia greșeală personală pentru a opri contraatacul Clujului. Watson, Cuti, din nou Watson, înapoi pentru Nandor Cuti. Abatere de pași, plecat prea repede aici Nandor Cuti. Este astfel sancționat și posesia se întoarce pentru formația din Vrancea. Petrișor, Steger de 3, prinde Hogue, Watson pentru Lăpuște, s-a părut că a călcat afară. Arbitrii n-au văzut însă acest lucru. Cuti pentru Lăpuște, liber la 3. Toată sala și-ar fi dorit ca tânărul de 17 ani să înscrie și el la această acțiune. Rămâne pentru moment fără punct. Mingea în colț, Baker de afară, în plasă. Cred că a fost și fault aici, așa cum pretinde de altfel Justin Baker. 3 din 4 la aruncările din spatele arcului de cerc și în total 9 din 12 astăzi. Pentru 21 de puncte aduse și de către Baker. Focșenenii practic au marcat în această confruntare prin 3 oameni. Baker, Puștavar și Wade Chatman. Cei trei au împreună 52 de puncte din totalul de 69 pe care îl are formația vizitatoare. Jordan Watson scapă de Wade Chatman, aruncă dezechilibrat, dar scutură plasa. ...19 puncte astăzi strânse de către Jordan Watson, de 5 ori mai multe decât media sa obișnuită de 4 pe meci. Este de altfel cea mai bună partidă a lui Watson, în timp ce Lăpuște înscrie și el după intercepție. 2 puncte marcate de către David Lăpuște. Ono Steger. Luatare de Cuti, care îi fură mingea din dribling. Contraatac al clujenilor. Jordan Watson pentru Colceag. N-a fost pasă decisivă pentru că o pune alături Colceag. Altruist aici Watson. Putea să finalizeze tot el. Lăpuște, Hogue. Și o pasă între Colceag și Watson. Spuneam record stagional astăzi pentru Jordan Watson. Cele 19 puncte reprezintă mai mult decât a înscris în oricare altă partidă. Cel mai bun meci al său până acum a fost cel cu Târgu Jiu, în care a strâns 12 puncte. Asta după ce anul trecut a fost unul dintre oamenii foarte importanți ai orădenilor în drumul către finala Ligii Naționale. Faul pe aruncarea de 3 a lui Wade Chatman, vor fi 3 libere. Watson a avut 9,4 puncte în medie pe întâlnire în play-off-ul stagiunii anterioare. Tot atât cât a strâns de altfel și în sezonul regulat.
unde recordul său a fost de 25 de puncte într-un meci contra celor de la CSU Sibiu. Watson nu e neapărat un jucător care să explodeze vreodată pentru 30-35 de puncte, dar este constant și ajută foarte mult la jocul oricărei echipe, evoluează. De altfel, de când există această statistică ținută pe site-ul Federației Române de Basket, cele 25 de puncte contra Sibiului din sezonul precedent reprezintă cea mai bună realizare din punct de vedere al punctelor marcate pentru Watson în Liga Națională. Repunerea lui Lăpuște, o pasă aproape interceptată de Wei Chatman, ajunge până la urmă la Watson. Watson pentru Lăpuște, liber la 3, șterge rugina de pe fier, parcă nimeni nu a vrut să recupereze, dar asta înseamnă să faci foarte bine blocajul defensiv, în timp ce Wei Chatman trage de afară și scutură plasa. Dacă faci atât de bine blocajul defensiv, chiar dacă nu e nimeni la urmărire, mingea va cădea în spațiul de 3 secunde și până la urmă, ținându-ți adversarul în spate eficient, o vei culege cumva. Lăpuște pentru Watson. Aruncă de 3, scurt această aruncare a lui Jordan Watson. Puștava. Păi Chatman, Baker, sub panou, e Puștavar care evită capacul lui Stewart și înscrie cele două puncte. 23 pentru Alexander Puștavar. Stewart. De afară, ia doar partea din spate a fierului. Un fluier care a venit ceva mai târziu din partea lui Laurențiu Grigoraș. Dar este fault asupra lui Stewart și Puștavar e eliminat din joc. E a cincea greșeală personală pentru Alexander Puștavar, în locul căruia intră Adrian Vaida. Puștavar termină această partidă cu 21 de puncte înscrise, 3 recuperări și 3 pase decisive. Pardon, 23 de puncte înscrise. 5 din 5 la aruncările de 3, 8 din 10 din acțiune. A avut însă și 5 mici pierdute. Oricum un joc bun făcut de către Puștavar. Două din trei pentru Elijah Stewart la această excursie la libere. 20 de puncte avans pentru UBT Cluj. Cred că în momentul ăsta obiectivul formației lui Mihai Silvășan este să atingă 100 de puncte. Mai au un pic sub 2 minute la dispoziție pentru a face acest lucru. Lucian Țibârnă, o diagonală pentru Wade Chatman la urmărire cu ajutorul lui Vaida. Prind până la urmă Focșănenii, dar vine un super capac ce oprește acolo șansa de finalizare de sub panou. Watson trage de afară, minge trimisă pe lângă inel. Relici acum, scapă de Colceag, Vaida și sunt două puncte simple pentru Adrian Vaida, care își trece în cont primul său coș. Vaida și el, un jucător tânăr. Prinde de obicei puține minute pentru CSM Focșani. 18 ani are Adrian Vaida. Șansă de contraatac și un capac al lui Luca Colceag la același Vaida. Contraatac al Clujului, Watson și Stewart. Sunt două puncte cu panou. Toată lumea era pregătită pentru o nouă finalizare spectaculoasă, inclusiv Mihai Silvășan, care zâmbește aici, știind că a ieșit cel mai nespectaculos mod posibil de a încheia un 2 contra 1 la care Watson și Stewart erau în prim plan. Ambii pot să devasteze inelul, cu atât mai mult Stewart, și pe lângă asta Watson este și un super pasator, în timp ce aici avem o abatere de 24 de secunde, care poate să-i pună mingea lui Elijah Stewart oriunde își dorește.
ultimele secunde ale unei partide în care e foarte posibil ca UBT Cluj să nu mai arunce. Acesta va fi scorul final, 98-78, la capătul unei confruntări pe care Elijah Stewart o termină cu 26 de puncte, el fiind secundat de Jordan Watson cu 21. De partea cealaltă, Alexander Puștavar cu 23 de puncte și Justin Baker cu 21 sunt cei mai buni marcatori ai oaspeților. Dinamo Atletic Constanța, următoarea întâlnire cu basketul din Liga Națională, luni de la ora 19 pe Luxport 2. Până atunci, eu, Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Luxport.